Merge. Gata, salut, salut, suntem Salut! la Eugen, sunt la Boreali.ro. Salut, bine ați venit! Bine te-am găsit, am venit prima dată la sediu, ne-am mai văzut. Da, noi ne-am văzut de multe ori. Da, și am avut noi ceva intervenții și online. Corect, și da. Și la evenimentul nostru de la Timvară. Și acum vorbim cum a început Boreali și toată istoria. Așa, pe scurt, în câteva minute. Pe scurt, da. Da, am început în 2008. Am început... 10 ani. Da, 10 ani. În toamna, de fapt, da. În toamna anului ăsta facem 10 ani. Am început cu un buget de 1000 de euro la momentul respectiv. De atunci, toți banii pe care i-am produs, i-am reinvestit în firmă. De câțiva ani am deschis un showroom aici în centrul București, unde oamenii poate să vină să-și ridice coletele. Și suntem, de la început am fost într-o extindere a gamei de produse. Toți banii i-am băgat în stocuri și în promovare. Foarte mulți bani și în site. Și am schimbat trei platforme până să ajungem la GoMag. Am început cu o variantă low quality, ca să zic așa, OS Commerce era pe vremea aia. Am trecut după aia pe o calitate înaltă, zice, de platformă Magento, care e și foarte costisitoare, pe care nu o recomand decât în foarte puține ocazii. Și în final am ajuns pe GoMag, unde stăm foarte bine de ceva timp. De cât se funde? Un an și ceva? Da, un an și jumătate. Un an jumătate. Un an jumătate. Aici sunt două avantaje, ca să concluzionăm și să trecem peste zona asta. Da. Primul avantaj este faptul că ne oferă tot ce aveam înainte și chiar în plus la un preț mai mic. Ceea ce pentru noi este perfect. Au fost niște mici sincope la un moment dat cu hostingul care s-au rezolvat, în sensul că când ne-a crescut nouă traficul foarte mult, chiar la Crăciunul trecut, da. A scăzut un pic viteza de încărcare, atunci au schimbat, de fapt, nu știu, tunelul. S-a schimbat infrastructura și n-au mai fost probleme, deci s-a rezolvat și partea asta, așa. Și e ok. Cum se descurcă echipa cu platforma și cu trecerile? Asta e un lucru foarte important, pentru că multă lume mă întreabă, ce facem, oamenii s-au obișnuit într-un mod, facem switch? La noi n-au fost probleme, fiindcă Magento era mai complicat decât GoMag-ul și când am trecut pe GoMag, feedback-ul a fost, wow, ce ușor este. În general, după ce te obișnuiești cu o platformă complexă și treci pe una mai ușoară, nici nu observi trecerea. În câteva ore o înveți. Și GoMag-ul e foarte intuitiv. N-au fost probleme de niciun fel pe tema asta. La evenimentul nostru trecut de strategia ta de cu reducere cu prețul și am vrea să... Da. Să detaliez. Trebuie să iau un pic din urmă. Exact. Noi de când am început business-ul, am mers pe ideea de cea mai bună calitate atât la produse cât și la servicii. Și noi cred că am fost printre primii din România care am introdus livrare în două ore în București și am lansat-o chiar gratuit și am ținut-o gratuit foarte mult timp. Pe parcursul timpului am adăugat foarte multe opțiuni gratuite la comenzile noastre. Cea mai importantă ar fi livrarea. Aveam livrare gratuită la orice sumă. Și în țară? Da. Și în București și în țară. După care ambalare de cadou de lux gratuită, felicitare gratuită, personalizare gratuită și
toate serviciile astea extra erau foarte bine primite de clienți, pentru că le percepeau ca pe un bonus, dar clienții nu percepeau și valoarea monetară din spatele lor. Am înțeles. Știi? Adică toată lumea era foarte încântată. Wow, ce frumos împachetați, wow, ce repede livrați. Aha. Dar aveam de asemenea și feedback-uri de genul, da, dar voi sunteți un pic mai scump decât alții. Ah, am înțeles. Știi? Și atunci, din cauza asta, am spus, ok, ca să rămânem competitivi pe piață, ca prețuri preț, da, și ca ofertă, trebuie să schimbăm ceva. Și ce am făcut a fost să luăm toate serviciile astea de calitate pe care le oferam noi gratuit și să punem un cost sub prețul pieții. De exemplu, felicitarea costă 5 lei. Da. Personalizarea pleacă de la 10 lei. Transportul 16 lei. Adică sunt niște costuri... E normal să regăseam un prețul produsului. Care în mod normal să regăseam un prețul produsului, da. Și care acum au fost puse contra cost și în paralel am scăzut prețurile produselor. Și acum, din punctul meu de vedere, avem cele mai bune prețuri de pe piață la bundle-urile, la seturile pe care le avem pe site, fiindcă ăsta e un alt concept al nostru. Să promovăm și să urcăm pe site produse care să aibă în spate o poveste și un concept. Avem și produse individuale, dar majoritatea sunt seturi formate din 2-3 piese care să aibă în spate un concept și să și un design care să se potrivească și să se complementeze. Bun, deci apropo de schimbarea asta, a generat o creștere a ratei de conversie de 30% de la o lună la alta. Foarte și asta a fost în mai 2018, am făcut schimbarea asta. Și s-a văzut o creștere exponențială. Deja acum suntem, din mai și până acum am menținut o creștere cam de 30%, mă refer la valoarea totală a comenzilor, în plus față de anul trecut. Și e un trend care, feeling-ul meu este că se va menține de creștere și clar trigger-ul care a generat creșterea asta este schimbarea de strategie, scăderea prețurilor cu adăugarea serviciilor gratuite la servicii plătite. Bun, și acum mai aveți ceva modalitate de fidelizare sau ceva chestii gratuite pentru clienți? Ca și sistem de fidelizare pe care îl avem acum in place, este... Trecem! E ok, se lucrează. Da. Fără regizări. Curierii, curierii. Note. Avem un sistem de puncte bonus de fidelitate de 5% la fiecare comandă. Clienții primesc 5% în puncte de fidelitate. Și pe lângă asta mai oferim în funcție de, de 3 praguri ale comenzii, oferim bijuterii gratuite la fiecare comandă care depășește 300 de lei. Și avem așa, între 300 și 600 de lei se primește automat un pandantiv cu cristale Swarovski. Între 600 și 900 de lei se primește un set format din două bijuterii, de obicei cercei cu brățară. Și peste 900 de lei se primește un set de bijuterii format fie din două sau din trei piese, colier cu cercei sau colier cu cercei și brățară. Depinde de... Și acum clienții văd valoarea monetară la ceea ce primesc? O văd mai bine, da. Adică sistemul ăsta de fidelizare, odată cei 5%, e clar că se transformă în niște bani pe care tu îi folosești. Da. Deja avem clienți care și-au adunat 70, 80, 90 de lei și folosesc acum, după câteva comenzi. Da. Îi folosesc ulterior să plaseze comenzile. Practic îi faci cumva, intrăm într-un mic gamification. Că ai spus, ai primit, mai pe o comandă cum ai primești puncte și la un moment dat poți să-i spui, băi,
ai X puncte, poți să faci o comandă să primești cu noi bot. Da, 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 da. Oamenii sunt foarte impresionați uneori de cadoul gratuit pe care noi îl dăm. De acea bijuterie gratuită. Pentru e gratuită, noi le avem și pe site, la prețurile întregi, adică nu e o problemă. Poate fi văzut lucrul ăsta. Însă foarte mulți oameni comandă chiar și fără să vadă că noi avem promoția asta. Noi avem un banner destul de vizibil pe site. Dacă orice banner, știi cum e, nu toată lumea vede toate bannerele din site. Banner înseamnă reclamă și, de și foarte mulți clienții află că avem promoția asta de bijuterii gratuite la peste o anumită valoare a comenzii abia când primesc produsul. Și de fapt e cu atât mai mare impactul pozitiv, e o senzație de wow, ia uite ce am primit cadou, chiar fără să știi că urmează să-l primești. Ceea ce e un lucru bun pentru noi. Vrem să-l folosim și ca declanșator al achiziției, dar suntem mai încântați atunci când clientul a cumpărat fără să știe exact că avem campania asta și că îl primesc după aia și sunt surprins și la modul foarte plăcut. Da. Ce lucruri nasoale ai avut în tot istoricul ăsta din 10 ani? Ce s-a întâmplat nasoal în business-ul tău? Păi, așa, de-a lungul timpului am avut site-ul picat de vreo 2-3 ori mai mult timp. Adică spre o zi întreagă. Da, am avut chiar o surpriză când eram în cloud la Microsoft Azure. A fost vreo 8 ore picat. N-ai ce să faci. Asta e. Se întâmplă. Odată la câțiva ani de zile se mai întâmplă și din astea. Bine, asta era cu, cred că, 3-4 ani, când erau și ei mai la început, setările de... Nu erau mult în cloud, știi? Nu. Ce să zic, am mai avut... business, dacă a fost la provocări mai... Rulaje mari s-au schimbat destul de mulți angajați în anumite perioade. N-au probleme cu găsirea de noi angajați, dar știi cum e, când îți pleacă cineva e un termen de învățare, acomodare pe care trebuie să-l controlezi. Dacă știi un procent de business care îl faci din fidelizarea clienților sau clienții care se întorc? Da, ultima oară când am verificat era 45%. Acum mă aștept să depășim cifra asta cu noul sistem de fidelizare. Sistemul ăsta de care ți-am spus cu punctele bonus l-am introdus tot din mai anul ăsta. Și mă aștept să fie din ce în ce mai mult. Eu sper să mergem spre 60%. Da. E bun. E semn pentru că e un business sănătos. Vorbeam cu foarte multă lume la... evenimentele decente de e-commerce. Da. Se prevăd probleme mari la business-uri, la magazine online care au doar campanii de achiziție clienți fără fidelizare. Da. Care merg doar pe PPC, care costul e doar în creștere. Da, da. Și nu e nesănătos. Nu, asta e un lucru care acum privind în urmă, îmi pare că nu l-am făcut mai de mult. Noi am mai făcut un sistem de fidelizare numai cu vreo 2 ani. Era un pic mai complex, pe două layere. Dar l-am întrerupt fiindcă efectiv nu aveam capacitatea să gestionăm manual un sistem așa complex cum îl creasem noi atunci. Și acum de unde îl gestionați? Păi acum din platformă. L-am gândit și mai simplu. Acum nu avem 7 layere de clienți, avem un singur tip de client care toți clienții primesc același procent. 5% în puncte bonus. Nu avem... un anumit client să primească 2%, alții 3%, alții 4%, alții 5%, știi, ca să ne complicăm. Și cel mai petic, până la urmă. Da, 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 da. Oricum vorbeam acum la gala premierului e-commerce cu o prietenă și îmi zicea că iau 1%. Da. În puncte. Și, în puncte, da. Și 5% am zis, wow, înseamnă că eu sunt undeva peste medie ca și sistem de fidelizare cu Boreali. Ceea ce
sper să fie apreciat de către clienții noștri și să se reîntoarcă ca să-și folosească punctele respective, fiindcă se adună, încet încet se adună. Mai ales că valoarea noastră medie pe comandă e la 350 de lei acum. Da, a mai scăzut, a fost și peste 400, dar e ok și 350. Nu știu că ești dublu față de media comerții din România. Da, dar avem și produse de calitate și branduri multe cunoscute. În urmă cu un an de zile am devenit partener pentru o gamă selectă de produse ale unor branduri foarte cunoscute, cum ar fi Cașarel pentru femei, Ceruti 1881, Ungaro, Nina Ricci, La Croix și încă câteva. Și Hugo Boss, am uitat de Hugo Boss. Da. Pe nișa de produse corporate ale lor, adică gen portofele, curele, serviete, agende, pixuri, stilouri, nu pe nișa de fashion. Am înțeles. Până ce îmi spunea că factorul declanșator pentru care a trecut de la Magento la Gomag a fost prețurile. Factorul declanșator a fost când vorbeam cu dezvoltatorul meu de atunci și mi-a zis, eu l-am întrebat dacă putem trece pe Magento 2.0, adică pe ultima variantă. Și mi-a zis, da, sigur că putem trece, dar luăm totul de la zero. Păi cum? Păi atâția bani băgați an de zile în site-ul ăsta? Da, suma aproximativă, câți bani ai băgat? Lejer 50.000. Ok. Lejer 50.000 de euro. Ok. Și am zis, ok, gata. Enough is enough, cum se zice. Eram practic în punctul în care trebuia să o iau complet de la zero și trebuia să decid dacă continui pe Magento sau dacă merg pe altă formulă. Și atunci te-am contactat pe tine, mi-ai dat acces la Gomag, am văzut că e ok și nici n-am ezitat, nici n-am stat să mă gândesc de două ori. Am confirmat și nici nu mai știu, cred că aproximativ o lună, cred că ați preluat tot site-ul. Da, inclusiv design-ul, pentru că la tine a fost o preluare completă. Preluare de design. Preluați design, preluați toate facilitățile pe care le avem deja. Da. Au fost multe lucruri custom pe care le-ați făcut atunci pentru mine și când a fost gata, i-am dat drumul și nici nu s-a simțit o problema de trecere, adică totul a decurs foarte bine. Asta, tu ești deja un business matur în e-commerce, după 10 ani deja ai ajuns. Da. Ce sfat dai celor care vor să înceapă la startup? Da. Pentru că ești în măsură deja să dai sugestii măcar. E evident că acum e mult mai greu să încep cu o sumă așa de mică cum am început eu. Însă e mai ușor să începi dacă ai o nișă bine delimitată și dacă găsești niște produse pe nișa respectivă care să aibă și un preț foarte competitiv și să aibă ceva în plus față de ceea ce există deja. Iar cel mai important lucru pentru diferențierea piață sau pe nișa pe care vreți să intrați, este să creați seturi. Să faceți bundle-uri, cum se zice în engleză. Sau, dar în română cred că set e cel mai corect termen. Pentru că vrei să te diferențiezi de EMAG sau de orice alt competitor, da? Ai un produs clasic, să zic, da? Nu știu, un set de căni. Tu vrei să îl vinzi și îl vinzi la același preț pe EMAG. Nu o să cumpere nimeni de la tine dacă ai același preț ca pe EMAG sau pe alte magazine. Dar dacă tu reușești
să vinzi cu același preț și lângă setul tău de cânt să mai pui și un pahar sau să mai pui un suport pentru masă sau încă un produs care să genereze valoare în mintea utilizatorului și a vizitatorului site-ului tău, atunci o să spună, păi da, dar dacă aș lua astea două produse de la EMAG, aș plăti 80 de lei. Dacă îl iau de la el, plătesc 60 de lei. Merită să iau de la magazinul ăsta, chiar dacă e nou, n-are review-uri și n-are istoric, fiindcă valoarea e atât de mare, încât nu are sens să mă duc la EMAG să plătesc cu 10 lei mai puțin și să pierd oferta asta. Deci aici este viitorul, așa văd eu, pentru a te diferenția față de competitorii tăi puternici. Noi am văzut chestia asta de la început și o facem în continuare și ăsta e un motiv pentru care nu ne pierdem clienți în fața altor site-uri mai puternice și cu investiții mult mai mari, pentru că avem oferte unice, cu prețuri foarte bune și pe care nu, alții, odată că nu le au sau dacă le au, sunt mult mai scumpe. Și un alt diferențiator mare al nostru sunt serviciile, un cumul de servicii pe care competitorii noștri mai mari nu le au. Adică EMAG nu o să-ți facă o gravare personalizată pe un produs cu mesajul tău. O gravare laser pe, nu știu, pe un portofel. Uh-huh. În care să zici, te iubesc soțul meu sau, da, știi? Da. Cel puțin momentan, dar nu o să facă, fiindcă e o cantitate de muncă și de timp alocat fiecare comenzi foarte mare și în momentul în care ai zeci de mii de comenzi e foarte greu să gestionezi genul ăsta de detalii. Uh-huh. Dar ăsta e un alt factor diferențiator pe care îl puteți folosi în business-urile voastre. Deci, doi factori mari de ieșire în evidență. Odată, crearea de seturi din mai multe produse care să aibă fiecare în sine o valoare foarte mare, pe care să le ofer la un preț mic, adică mic comparativ cu celelalte prețuri de pe piață. Adică, mai pe românește, e un produs pe care îl iei cu, să zicem că îl cumperi cu 50 de lei, tu vrei să-l vinzi cu 70, îl vinzi cu 70, dar pe lângă el mai pui un produs de 5 lei, da? Să zicem, deci costul tău e 55 și îl vinzi tot cu 70. În mod normal, produsul de 55 puteai să-l vinzi cu 80 sau 90. Da. Da? Deci mai pui un produs în set la care tu nu spui niciun fel de adaos. Da. Crezi un produs de o valoare foarte mare și câștigi de la primul produs, de la produsul de bază. Super. Eu așa aș vedea delimitarea și diferențiarea. Și doi, prin servicii pe care ceilalți nu le au, pe care le puteți taxa fie cât vă costă pe voi, fie un pic în plus ca să vă rămână ceva. Și acum o problemă pe care o văd la magazinele noi e că nu-și calculează marja foarte bine. Adică sunt mulți care merg cu o marjă foarte mică și poate că la început când au una, două comenzi pe zi funcționează. Da. Dar în momentul în care treci de 10-15 comenzi pe zi și trebuie să mai angajezi pe cineva, trebuie să-ți faci și firmă, trebuie să plătești și contabil, trebuie să plătești și pe ăla și pe ăla și pe ăla, deja da, când plus. Tragi linie, nu prea mai ești pe plus. Da, e bun. Bun, Eugen. Cam, creșteri cam de la alte business pe cifra de afaceri? Da, 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 sigur. Deși au fost ultimii 2 ani, am stagnat puțin pentru că m-am retras din business și mi-am alocat mai mult timp familiei după ce s-au născut băieții mei gemeni. Și ne mai implicându-mă și ne mai venim cu inovații, lucrurile au mers cam la același nivel la care le-am lăsat când am ieșit. Dar acum am revenit și deja a început creșterea. Foarte tare.
Deci, da. Mesajul e că dacă vrei să ai un business, dacă vrei să crezi continuu, trebuie să fii implicat. Da. Adică da, doar dacă da, stai... Trebuie să urmărești piața, trebuie să inovezi, trebuie să vezi unde ești față de ceilalți și să vrei tot timpul să fii mai sus, mai în față, să ai o ofertă mai bună, să vezi ce poți oferi, ce parteneriate mai poți să faci. Super! Nu, gen, mulțumesc și mai plăcere. Vedem. Oricând.